Liviu Dragnea încă generează reacții pe scena politică. Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a văzut eliberarea fostului lider PSD din platoul Alef News. Ce făcea Ghinea? Se amuza de reacțiile președinților. Pentru mine este foarte amuzant să... Bun, nu pot să critic eu justiția, dar mi se pare foarte amuzant cum iese Dragnea și găsește pe toți servitorii săi la masa PSD și ăștia nu știu cum să-i spună, băi, stai pe afară că nu mai e loc de tine. Că toți Dâncu, Ciolacu, ăsta a fost un prim-ministru, îmi scap acum, Grindeanu, toți ăștia pe care el i-a făcut mari, i-a adus la pește în Belina. E foarte amuzant și e, na, nu știu, e și cumva trist de ce înseamnă roata destinului. E sus, e jos și te omoară ei tăi până la urmă. Și dacă tot s-a început, ministrul Ghinea a povestit și o scenă din trecut, cum s-a întâlnit acum mulți ani cu Irina Tănase, partenera secretă pe atunci a lui Liviu Dragnea în lift la Parlament. Toți ăștia, repet, au fost oameni care îi pupau mâna, efectiv. Eu am văzut o fază, apropo de doamna Tănase, așa o cheamă pe partenera de viață a domnului Dragnea. Eram în Parlament și eram parlamentar, adică, și la un moment dat era așa o rumoare pe hol. Iordache ținea liftul pentru cineva. Și m-am nimerit în lift cu o doamnă înaltă, frumușică, care efectiv avea un fel de escortă de PSD-și de frunte după ea. După aia, mulți ani după aia, când era secret o vreme aia, mi-am seama că era doamna Tănase. Deci doamna Tănase era așa un fel de împărăteasa Parlamentului, căruia demnitarii țineau liftul, ceva fabulos. Mă rog, este o decizie definitivă a instanței, este dreptul domnului Dragnea de a fi eliberat după ce a ispășit fracția de pedeapsă. Și este legi. Dreptul la cheilor din PSD de a fi pus într-o situație penibilă de reapariția domnului Dragnea în viața noastră tuturor.